Avem informații noi despre starea maestrului Florin Piersic. Acesta este într-o stare critică din punct de vedere ortopedic, pentru că are probleme cu proteza de la genunchi și cu acea infecție. Este la Spitalul Foișor, unde îi se face evaluarea completă. Cristina Ștefan vine cu toate datele. Bun găsit, Cristina, va fi operat Florin Piersic. Bună ziua, Andreea, bun găsit, doamnelor și domnilor. De aproximativ 2 ore, actorul este evaluat de medicii de aici, de la Spitalul Foișor. Se așteaptă rezultatul PET-CT-ului, investigația pe care marele actor a făcut-o în această dimineață la o clinică privată, însă se așteaptă și părerea medicilor din secția de terapie intensivă pentru a se stabili dacă se poate face procedura medicală aici. Vorbim de acea intervenție prin care urmează să fie extrasă proteza din zona genunchiului, care reprezintă o sursă importantă de infecție. O infecție care, vă reamintesc, potrivit informațiilor noastre, ar fi fost produsă de o branulă care i-a fost instalată actorului la domiciliu înainte să ajungă la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, acolo unde știm că a mai trecut printr-o altă intervenție tot în zona genunchiului, pentru că are o infecție generalizată în organism, infecție care a ajuns inclusiv în zona inimii. Medicii de la Institutul Inimii Cluj-Napoca știm că i-au extras sondele stimulatorului cardiac. O să vedem ce vor decide în orele următoare medicii de aici, de la Spitalul Foișor, pentru că acesta a fost motivul pentru care marele actor a decis împreună cu familia să fie transferat din Cluj-Napoca în capitală. Este absolut necesar, spun și medicii de la Institutul Matei Balș din capitală, ca această proteză să fie extrasă. Dacă această procedură medicală care ar putea avea loc aici la Spitalul Foișor va decurge bine, marele actor Florin Piersic se va putea întoarce la Institutul Matei Balș din capitală pentru a continua tratamentul. Mulțumesc, Cristina Ștefan, pentru toate informațiile și te așteptăm cu datele noi de fiecare dată când le ai. Acum